aici la piață, achitam locul 100 de lei pe zi, în fiecare zi. Au venit de la fisc, m-au amendat, eu le-am arătat bonurile, pe dânsul că nu interesați, poate vii din altă parte să-mi dai bonuri. Aici la piață, zic și eu că ei răspund pentru aia asta. Că adică n-are voie nimeni să mi îndieți. Că ar fi legal să perceapă taxe de la voi. Da. O venit de la fisc, m-a amendat. Fiscul din fiscul m-a amendat. Cât te-a amendat? Eu vând ilegal în stradă. Cât te-a amendat? 2.500 de lei. Și în afară de asta, încă înainte de asta, m-au mai amendat mai de multe ori. E cum se primește? Ai chitat pentru că un loc și ți-a dat bon de casă. Și bon de plată îmi dădea în fiecare zi. 100 de lei pe zi. În fine, ce s-a constatat? Că aiește care strângă taxa asta colectează taxă ilegală de la voi, locuri, sau ce plătiți voi? IPA da, că e locul pieță. E ilegal tot, la dânsul spus. Inclusiv și asta pe marginea drumului? Tot o zis că. Tu. Am dat proces la contestații și așteptăm rezultatele. Marfa sau producția care o aveai, de unde o luai tu sau ce? De la mine din grădină. Cireș, mălină și viș. Și vineai și la piață, la piața agrară Duhceaiva și le realizai. Da. Pentru 2500 de lei cât trebuie să muncești tu ca să achiți amenda asta? La timpul de față o lună de zi. Da, e mult. Pentru noi cât de greu trăim amuia în Moldova, e foarte mult. Mai vin, mai fac procese verbale? Vin, în fiecare zi vin. Adică achitați și la ăștia care cu piața și la fisc? Da. Sunteți din mai multe părți, perțuiți, da. Jupiți. Da, la noi în Moldova dreptate nu. Te rog să te prezinți. Constantin Dimitri. Mulțumesc. Doamna, ce mă vă prodăiute la trotuare, în rânghi? Pentru că nu am nici mestă. De ce nu vindeți în piață, dar vindeți pe marginea drumului? Care ar fi o problemă?